Omagiul adus de autoritățile oltene veteranilor, desfășurat pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, a început cu slujba religioasă. Că ție se cuvine, poartă slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Autoritățile locale și județene și-au exprimat admirația și prețuirea față de veteranii de război prin discursurile ținute în cadrul ceremoniei. Ei le-au adus și mulțumiri pentru dăruirea de care au dat dovadă în cele două conflagrații mondiale. Dumneavoastră, veteranii de război în fața cărora ne înclinăm astăzi, sunteți cei cărora le datorăm o parte din istoria țării noastre și locul pe care îl ocupăm astăzi printre popoarele libere ale lumii. Dumneavoastră, veteranii de război, sunteți cei care n-au șovăit atunci când țara i-a chemat, punându-vă în slujba țării tinerețea, idealurile, sângele și riscându-vă viața pentru a vă îndeplini datoria de român. Vouă, viteși și valizi de război, vă purtăm un suflet de recunoștință și prețuire, voi ați întruchipat în sensul cel mai înalt idealul de sacrificiu pentru patrie și voi purtați cu demnitate în trupurile ciuruite de gloanțe și știze. Vouă, vrednice, văduve de război câte mai sunt și văduve de veteran de război, vă datorăm toată gratitudinea pentru suferințele îndurate, așteptând întoarcerea de pe front a dragilor ostași. România a plătit un tribut extraordinar de mare, armata României a plătit un tribut destul de mare pentru generațiile actuale și generațiile viitoare. Numai de aceea, generațiile viitoare și tinerii de astăzi trebuie să învețe care este lecția patriotismului, trebuie să li se ofere modele de eroi, modele de comportament. Urez tuturor veteranilor de război multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, sărbători binecuvântate. Vreau să vă urez dumneavoastră, stimați invitați, aceleași urări, să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, sunteți alături de eroii noștri, de veteranii de război și să le urăm din suflet un Paște fericit. Ceremonialul dedicat zilei veteranilor s-a încheiat cu depunerea de coroane la monumentul închinat acestora.